Mă numesc Cruz Aurica, am 40 de ani, sunt șofer de camion, de tir, aproximativ de 2 ani și... Astăzi vă invit la o călătorie cu camionul, cum o dezmerg eu, Gălbenuș, iubita lui mama, poftim! Pentru a începe conducerea, avem nevoie de a începe programul de lucru care se introduce cartela tahograf în cardul tahograf, se pune țara începătoare, Republica Moldova, după care ar merge verificarea automobilului. Este necesar ca să fim îmbrăcați când facem ceva lucrări pe jurul automobilului pentru tehnica securității. Eu voiam să fiu designer și în ziua de astăzi am arhitectura în cap. Apropo, fac studiile la Academia Link Academy din România, online, și învăț acum pentru arhitectur. Vin dintr-o familie unde jumătate sunt profesori și jumătate sunt doctori. Primul salariu pe care l-am avut eu ca educator, pentru că specialitatea mea este educator și profesor de limba engleză, a fost de 670 de lei. Dar cel mai mare impact pe care l-am avut asta când am ajuns acasă și copilul meu m-a strâns așa de gât și a zis: mame, mie așa mi-a fost de tine dor. Eu pe tine nu te-am văzut atât de mult timp. Asta a fost, cred că, momentul în care am analizat cum aș putea sau ce aș putea să lucrez ca să am și timp pentru mine și timp pentru familie. Să fii și șofer tot, nu prea ai timp pentru familie. Dar este un pic altfel. Enorm mi-a plăcut. E ceva super tare. Într-adevăr, sunt persoane care se sacrifică. Am văzut asta, cred că mai bine, când am lucrat ca șofer de ambulanță. Într-adevăr, oamenii ăia merit respect. În sfera aceasta de taximetrie, dacă vrei, poți să ajuți oameni. Cu aceeași vorbă bună, cu același cuvânt. Omul urcă în taxi, poate doar să vrea să vorbească cu cineva. Pentru că cu acel de acasă nu poate să vorbească. Am avut o doamnă care, practic, mi-a sărit sub roți. M-a oprit din mers și a urcat în mașină să ajungem în troleu. A uitat actele copilului, care avea o boală și trebuia să-i facă operație. A doua zi dimineața, la orele 8, dumneai trebuie să fie prezent. Dumneai nu ține minte nici în ce troleubus a urcat, nici din ce parc făcea parte, nici absolut nimic. Am ajutat-o, s-a calmat, s-a liniștit. Și am zis: uitați, vă facem așa, toate troleurile pe care le găsim noi, urcăm, eu vă aștept, dumneavoastră coborâți. Stați liniștite, le găsim. Am găsit troleul din prima. Am mai lucrat cu o companie de turism. Cunoscând limba engleză, a fost foarte plăcut să duc persoanele străine, când poți să arăți la cineva ce locuri frumoase avem noi. Alimentăm cu AdBlue. La toate companiile care am fost, am dat testări. Testări de conducere auto. Am avut interviuri. Mi s-a propus să lucrez în această companie. Начальник автопарка сказал: вот хочет устроиться девушка к нам на работу. Я сказал: это замечательно. Такого человека надо брать, потому что тяжелая работа дальнобойщика — это не, знаю, не игрушка, не блажь. То есть если человек выбрал сознательно себе эту работу, то это уже большой плюс. Не все принимали ее как водителя, то есть хихоньки, хахоньки. По мере того, как она показала, что она справляется, и даже порой я ставлю ее в пример мужчинам-водителям, которые намного
намного сильнее физически, но она своим упорством показывает, что она может быть наравне и даже выше некоторых людей. Все. Хорошей дороги. Спасибо. Счастливого пути. Pentru mine foarte mult contează persoanele care mă susțin. Paradoxal, ca să fii șofer de troleu, șoferiță, e ok. Nu se miră nimeni, toți cunosc, toți acceptă. În altă sferă de șoferie, cam nu prea. Eu nu merg pe baza aceasta că dacă sunt femeie, gata, vă rog frumos să-mi deschideți toate ușile, eu am prioritate sau ceva. Nu. Eu mă stăd de să muncesc la fel și în taxi. Mi-am obținut reputația mea prin muncă, nu prin faptul că aș fi o femeie. Totul este o provocare. Ce-a zis familia când tu ai urcat? Nu au ce să-mi spună la momentul ăsta, pentru că ei ar rămâne toți mirați și șocați la momentul dacă eu nu aș mai urca. Am o fetiță de 20 de ani și am un băiețel de 14 ani. Eu știind că pe viitor, când o să crească copiii, o să vreau să încerc domeniul ăsta, eu i-am pregătit un pic. Vorbesc cu ei ca maturii. Foarte mult am ținut la faptul ca să fie de sine stătători, să știi ce vor. De obicei, noi ne stăduim un weekendul să-l fim acasă. Când necesită atenția mea, da, sunt. Las tot și într-o fugă. La momentul când tu urci la volan, uiți absolut tot. Nu contează că ești supărat, că ești fericit, că ești bucuros, că te-a jignit cineva sau că te-ai certat cu cineva. Dacă tu nu poți să-ți menții starea asta, atunci mai bine stai pe loc, da? Nu te pornește căieri, nu urci la volan. Dar pe mine asta mă liniștește, mă calmează, nu știu, unde aer, viață, nu știu cum să spun. Eu nu aș putea să trăiesc fără.